Bun găsit, dragi telespectatori! Iată-ne la o nouă ședință festivă de investire care tocmai s-a încheiat în Comuna Vetiș. O predare elegantă de ștafetă între fostul primar Iuliu Ileș, pe care îl consider unul dintre cei mai buni primari pe care a avut județul Satu Mare, fiecare a fost vorba de municipiul Satu Mare sau de Comuna Vetiș, și actualul primar al Comunei Vetiș, Daniel Codrea. O festivitate elegantă pe care vă invit să o urmăriți, așa cum poate ar trebui să fie toate festivitățile de investire din comunele sau localitățile din județ. Mâine avem de asemenea o investire la Negreștoaș, la orașul Negreștoaș, unde Aurele Fidorca va fi din nou, va prelua un nou mandat de primar. Apoi, în această săptămână, totul se încheie cu sâmbătă, cu depunerea jurământului primarului municipiului Satu Mare, Cărășcheni Gabor, primarului de oraș Tășnad, Adrian Farcău, și de asemenea la Terebești. Încet, încet își intră în pâine noile consilii locale în județ, iar de luni noi vom începe campania electorală pentru prezidențiale și apoi pentru alegerile parlamentare. Cam asta e rețeta în această perioadă, o perioadă încărcată pentru noi, pentru toată lumea administrativă și politică din județ. Rămâneți cu Nord-Vest TV, suntem astăzi în Comuna Vetiș. Cu permisiunea dumneavoastră, am vrea să începem ședința solemnă de constituire a Consiliului Local al Comunei Vetiș, precum și solemnitatea depunerii jurământului de către primarul nou ales. Asta fiind spuse, acesta este scopul întâlnirii noastre. Vă rog să vă ridicați, o să începem prin intonarea imnului de stat. Doamna secretar general, prezența consilierului este efectuată? În unanimitate. În regulă. Din cei 15, deci 13 avem? 13 au fost validați. 13 validați, prezenți toți. Da. Mulțumesc foarte mult. Cel mai în vârstă dintre consilieri este în prezidiu. Da. Cei doi, cei tineri, de asemenea. Vă mulțumesc foarte mult. Cu permisiunea dumneavoastră, o să rog pe doamna consilier, domnișoara consilier, să citească hotărârea de instanță privind validarea celor 13 consilieri de la Primăria Vetiș. Încheierea civilă numărul 2918/2024, ședința Camerei de Consiliu de la 16 octombrie 2024. Admite cererea formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție Electorală numărul 64, Comuna Vetiș, de validare a mandatelor de consilier local
din cadrul Consiliului Local al Comunei Vetiș. Validează mandatele următorilor consilieri locali, declarați, aleși conform procesului verbal privind centralizarea voturilor. Constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local al alegerilor locale din 9 iunie 2024. Liscoi Zoltan, UDMR, Hudaș Kogyungyi, UDMR, Seinas Bornamas, UDMR, Ionuț Ascioba, UDMR, Bob Petru, UDMR, Meisaros Attila, UDMR, Bodnar Brigita Magdolna, PSD, Crișan Bogdan, PSD, Timiș Nicoară, PSD, Bercioan, PSD, Lobon Sorin, PSD, Tentiș Leontin, Sorin, PSD, Rat Monica, PNL. Invalidează mandatul de consilier local declarat ales conform procesului verbal privind centralizarea voturilor. Constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din 9 iunie 2024, secțiunea H. Ca urmare a renunțării la mandat anumitului Codrea Ionel Daniel, Partidul Social Democrat, Ieș Iuliu, Uniunea Democrată Maghiară din România. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire ordinului prefectului județului Satu Mare privind constituirea Consiliului Local al Comunei Vetiș. Deci, ordinul prefectului numărul 428 din 21.10.2024 privind convocarea consilierilor locali în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Vetiș. Prefectul județului Satu Mare, având în vedere referatul serviciului juridic numărul 10.368 din 21.10.2024, în legătură cu necesitatea emiterii ordinului privind convocarea consilierilor locali în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Vetiș, luând în considerare încheierea civilă numărul 2918 din data de 16 octombrie 2024, comunicată deci către judecătoria Satu Mare, în dosar numărul 8785 per 296 per 2024, prin care au fost validate un număr de 13 mandate de consilier local din totalul de 15. Văzând ordinul prefectului județului Satu Mare numărul 130 din 8-4-2024 privind stabilirea numărului membrului Consiliului Județean precum și numărul membrilor Consiliilor Locale, Municipale, Orășenești, Comunale din județul Satu Mare pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 9 iunie 2024, conform prevederilor articolului 33 și ale articolului 34 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, ale articolului 114 alinea 5, articolul 116, articolul 149 alinea 7 și articolul 150 alinea 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 275 alineat 1 și alineatului 5 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 prin codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali ale căror mandate au fost validate sunt convocați în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Vetiș, care va avea loc în data de 23.10.2024, ora 16, în sala de ședințe a Consiliului Local, situat în incinta primăriei Comunei Vetiș, sat Vetiș, numărul 437, județul Satu Mare. Articolul 2. La ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Vetiș va participa Ioan Tibil, prefectul județului Satu Mare. Articolul 3. Secretarul general al Comunei Vetiș va comunica tuturor consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data, ora și locul desfășurării ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Vetiș. Articolul 4. Prezentul ordin se comunică secretarului general al Comunei Vetiș, care îl va comunica consilierul local al căror mandate au fost validate, precum și primarului ales al Comunei Vetiș, în vederea prezentării, validării și depunerii jurământului în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Avizat pentru legalitate șeful serviciului juridic Ramona Tarța, contrasemnează secretar general Cosmin Dorle, semnează prefect Ioan Tibil. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează depunerea jurământului efectivă de către domnii consilieri locali în ordine alfabetică,
Subsemnatul Vercioan, ales consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetești. Jur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da. Subsemnatul Bob Petru, ales consilier local al Consiliului Local Vetiș. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să mă ajute Dumnezeu. Subsemnata Bodnar Brigita Magdolna, aleasă consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș, așa să-mi ajute Dumnezeu. Senatul Crișan Bogdan, ales consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnata Hudacko Yöngyi, aleasă consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș, județul Satu Mare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Subsemnatul Ionuț Așciobo, al consilier local al Consiliului Local al Comunei Vetiș, județul Satu Mare, la alegerile locale din data de 09 iunie 2024, în conformitate cu prevederile articolului 117
numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare de pun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș, așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnatul Iscă Izolta Năresc, consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș, așa să mă ajute Dumnezeu. Subsemnatul Lobon Sorin, ales consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș, județul Satu Mare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Meisa Roșotilă, ales consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să mă ajute Dumnezeu. Semnata Raț Monica, aleasă consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș, județul Satu Mare, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Seinaș Bonovaș, ales consilier local în Consiliul Local al Comunei Vetiș, județul Satu Mare, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vetiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu!
Senatul Tentis Leontin Sorin, ales consilier local în Consiliul Local al Comunei Betis din Satu Mare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Betis. Așa să mă ajute Dumnezeu. Subsemnatul Timiș Nicoara, jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Betis. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Potrivit articolului 118 alineat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Betis, județul Satu Mare, este legal constituit. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, trecem la partea a doua și o să dau citire încheierii de instanță prin care domnul primar Codra Daniel a fost validat ca și primar al Comunei Betis. Deci sentința civilă numărul 2838 din 2024, ședința Camerei de Consiliu din 10 octombrie 2024. În numele legii dispune, admite cererea de validare pentru alegerea primar formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție Comunală numărul 64 Betis, județul Satu Mare, cu sediu în localitatea Betis, strada principală numărul 437, județul Satu Mare, validează alegerea pentru funcția de primar al numitului Codrea Daniel Ionel, candidat al Partidului Social Democrat, executorie, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi data de 10.10.2024, președinte Hanga Mihoc Teodora Cristina, grefier Claudia Dorina Ocenic. Domnule primar, felicitări, vă rog să procedați la depunerea jurământului. Am rugămintea ca domnul primar Iuliuș să-l ajute să-și pună șarpa. Da. Facem și predarea ștafetei de la o generație la alta. Haideți, că așa e mai simbolic. Da, frumos. Foarte frumos. Da, foarte. Partea. Primirea m-am obișnuit, dar pe altul. Și albastru. Chiar nu pot mai. Albastru. Așa, bine. Albastru. Așa. Așa, bravo. Felicitări. Subsemnatul Codrea Ionel Daniel, ales primar al Comunei Betis, județul Satu Mare, la legile locale din data de 09 iunie 2024. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Betis. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule primar. Mulțumesc. Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, suntem onorați ca la ședința de astăzi să-l avem în mijlocul nostru pe domnul președinte Mircea Glovăr al Partidului Social Democrat și îl rog ca să ne acorde câteva cuvinte. De asemenea, avem prezentă pe doamna primar Aurelia Fedorche, consilier județean al Partidului Social Democrat și nu numai, și candidații la, pentru Parlamentul României și o să vă spunem și să vă adresăm câteva cuvinte pe rând fiecare. Vă rog, domnul președinte. Domnule prefect, domnule primar ales, domnule primar Iuliu Vindeiș, doamna secretar general, onorați consilieri, dragi colegi din Consiliul Județean, onorată asistență, dragi locuitori ai Comunei Vindeiș. Mi se întâmplă rar să am emoții, da? Când stau între doi primari, pe care n-am decât să-i felicit pentru modul onorabil, pentru modul civilizat, pentru modul deosebit de elegant, adică se vede ce înseamnă decență și își strâng mâna, predau ștafeta, asta dă dovadă de multă înțelepciune și viață politică normală și civilizată. Așa trebuie să se întâmple. Dar nu o să fiu prea lung, dar vreau să punctez anumite lucruri. Faptul că astăzi suntem aici prezenți și ne bucurăm cu toții din suflet și sunt mândru să avem un primar PSD la Vetiș, îl felicit din suflet pe Dani și întreg consiliul local. Dar, în același timp, spun foarte sincer și n-am spus-o niciodată public, am lângă mine, în stânga mea, un om deosebit, un fost primar la municipiul Satu Mare și la Vetiș, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai importanți lideri ai UDMR din județul Satu Mare. Haideți să-l aplaudăm! Eu sunt foarte mult timp politic, am 26 de ani de politică. Lucrăm de foarte mult timp împreună. Rar mi-a fost dat să cunosc un om decent și elegant, de cuvânt și de bun simț, spune Iuliu Vindeiș. Îi doresc din suflet viață lungă, plină de bucurii și orice le face viață să ai parte numai de realizări. Asta mi se pare un lucru foarte firesc. Acum, să ne întoarcem la lucrurile noastre politice. Faptul că azi ne bucurăm cu toții a fost dintr-o inspirație politică a lui Mircea Govor la o discuție bărbătească cu Dani. Suntem în această situație din această ură întâmplare fericită. Adică am discutat bărbătește și am zis, vrei să fii sau să pleci acasă? Și am spus variantele. UDMR-ul rămâne cu primar, eu am viceprimar la înțelegere cu UDMR-ul. Tu dacă vrei să fii primar PSD, poți să fii, dacă nu te duci lângă doamna acasă la decebal. Așa i-am spus la domnul primar. Și a zis, vă dau răspunsul. Într-o oră mi-a dat răspunsul, vin la PSD. Felicitări, Dani! Face politică. Adică, șprițul-i șpriț și treaba-i treabă. Când vrem să facem rezultate și vrem să facem politică, nu avem pardon la nimic. Când vrem să ne distrăm, ne putem distra. Eu așa lucrez în politică și cât o fi în politică, așa voi lucra. Nu admit jumătățile de măsură, niciodată, și îmi place să mă țin de cuvânt. Pentru asta, am promis în fața dumneavoastră la Căminul Cultural în campania electorală. I-am spus lui Dani și le-am spus la câțiva consilieri locali. Vetișul va fi prioritar pentru mine în toată această perioadă de 4 ani. Și vă asigur că încet, dar sigur, lucrurile vor intra într-o normalitate totală. Nu spun că acum a funcționat anormal, dar sunt câteva dezechilibre care așa se întâmplă în viață. Le vom rezolva toate cu ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi este o zi de sărbătoare și
Vă felicit din suflet. Începând cu consilierii locali, aveți o majoritate absolut aproape, dar doamna vă dă culoare. Felicitări, aveți o doamnă care vă dă culoare și sunt convins că o să fiți împreună. Eu sper și recomand lui Danică să aveți un consiliu local care să funcționeze, să vă înțelegeți foarte bine și să avem viceprimar de la UDMR. De altfel, cum știți, la nivel județean, noi avem o înțelegere corectă, civilizată și bazată pe seriozitate cu cei de la UDMR. Și așa rămâne. Din punctul meu de vedere, următorii 4 ani, guvernarea județului Satu Mare va fi între UDMR și PSD. Restul sunt povești. Tot vinile din lume, vi doresc mult succes, să dea Dumnezeu să binecuvânteze comuna Vetiș și pe dumneavoastră pe toți, Doamne ajută! O rog pe doamna Aurelia Fedor, ca primar al orașului Negrește, să-i spună 2-3 vorbe, după care domnul primar Iulie. Mulțumesc frumos, domnule prefect, preacucernice părinte, domnule prefect, domnule președinte, domnule primar investit acum, domnule primar Ileș, onorat prezidiu, dragilor invitați și locuitori ai comunei Vetiș, și o mare bucurie să vin aici. Și exact așa cum a spus domnul președinte, se vede un model de administrație eficientă. Doar așa, la 4 ani, sau poate la 8 ani acum, s-a schimbat conducerea, da? Domnul Ileș, primar aici, cu domnul Dani, viceprimar, cred că 2 mandate, nu? Domnul primar, vă doresc să stați alături de Dani, nu, cel puțin 2 mandate. Nu-i nimica, componența Consiliului Local e extraordinar de omogenă, parcă v-ați și înțeles locuitorii comunei Vetiș, cum să împărțiți și cum să dați voturile, astfel încât să-i obligați să conviețuiască și să meargă mai departe împreună în folosul comunei Vetiș. E o comună minunată, e o zonă periurbană cu un potențial extraordinar. Am fost foarte surprinsă, n-am fost de mult aici, dar s-a dezvoltat și s-a transformat foarte frumos comuna Vetiș și văd că e în continuă dezvoltare și imobiliară și economică. Eu vă doresc mult succes și ați dovedit înțelepciune în toți acești ani, dar vă doresc în continuare să aveți înțelepciune și să investiți în oamenii politici care pot să ajute comuna Vetiș. De aceea vă rugăm să investiți și în echipa social-democrată prin candidații la Parlamentul României, pentru că, exact cum a spus domnul președinte, o să fie prioritară comuna Vetiș. Mult succes, Dani, mult, mult succes! Consiliul Local, mult succes! Dar sunt convinsă că o să faceți lucruri bune împreună cu cei care vă susțin. Mult succes, la mulți ani! Adi, te rog să ne spui și tu 2-3 vorbe, te rog. Tineretul municipiului. Da. Bună ziua tuturor! Eu trebuie să recunosc, cu asta aș începe, la momentul când domnul președinte Govor mi-a spus planul pentru Vetiș, eram puțin sceptic, dar am avut încredere totală în judecata dânsului și am vrut să particip și eu la acest proiect. Ce vreau să zic e, după 6 luni de când îl cunosc pe Dani și de când am participat în campaniile electorale, pe lângă că am câștigat un primar PSD, eu consider că am câștigat un prieten. Ce aș mai dori să spun, la sigur pe dânsul și pe întreg Consiliul Local, de tot sprijinul meu ca și posibil viitor deputat, dar și ca și președintele organizației municipale, vreau să avem o colaborare cât mai strânsă cu comuna Vetiș și cu organizația din Vetiș. Ce rămâne, să vă urez succes, domnule primar și întreg Consiliul Local. Vă mulțumesc! Domnul primar Ileș, vă rog să ne spuneți 2 vorbe. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc domnul Govor, frumoasele cuvinte adresate, așa la sfârșit de multe mandate. Da, te bucur dacă ai aprecierea unuia cu care am lucrat împreună, într-adevăr, de foarte multă vreme, în toate pozițiile, posturile, funcțiile sau relațiile politice existente la nivel local. Dânsul a fost președinte PSD când eram în președinte UDMR, dar eram acolo într-un joc și vreau să mai confirm încă un lucru pe care l-a spus, că, într-adevăr, UDMR-PSD, indiferent de
afilierea politică sau de simpatiile politice actuale sau foste au conlucrat bine și județul a mers bine atunci când aceste două partide sau organizații politice au condus județul în coaliție, nu când au intrat și alții pe fir. Deci perspectiva aceasta este una bună. În ceea ce ne privește, da, acum discutăm, a venit primarul, pleacă primarul, așa este. Unii pleacă, unii vin. Eu am și plecat, am și venit, am plecat înainte să vin, la început în anul 2000, am venit și iar am plecat, și iar am venit și iar am plecat. Așa este, însă, un lucru este sigur, administrația publică este continuă. Primarii, conducerile, și politic, și personal, se schimbă. Administrația locală este una continuă și nu este una pe un mandat și nu este una dată de după Revoluție și nu este una dată de nu știu când. Ea este foarte veche. La noi, cel puțin în zona noastră, este de peste un secol și de când s-a structurat în această formă și oamenii, funcționarii publici, problemele, serviciile, obligațiile administrației locale au fost continue. În foarte mare măsură, cam așa cum se întâmplă astăzi. Deci, trebuie să existe continuitate. Nu în conducere, nu în conducerea politică, trebuie să existe continuitate în activitate, în acele servicii și în acele acțiuni pe care administrația publică trebuie să le îndeplinească către colectivitate, către comunitatea locală. Eu cred că sunt condiții bune aici în Vetiș pentru a se întâmpla acest lucru. Nu există ruptură, nu există, să zic, conflicte sau nu există strategii diferite, divergente, care ar trebui schimbate acum și duse mai departe. Și există și o echipă care cred că va putea să ducă mai departe acest lucru. Comuna Vetiș, încă o idee și termin. Comuna Vetiș are o perspectivă în momentul de față foarte bună, pentru că se poate, își poate crea strategia pentru, într-adevăr, pentru o dezvoltare înspre ridicarea calității vieții cetățenilor. Noi știm cei de aici și știe și multă lume, pentru că s-a văzut ce a fost înainte și ce este acum, s-a lucrat și s-au depus eforturi foarte mari pentru a ne aduce la un anumit nivel comuna, care merita mult mai mult decât a fost, cum a fost. Acest lucru s-a întâmplat. Mai sunt, sigur, lucruri de făcut, dar s-a întâmplat acest lucru și de acum eforturile și capacitățile, atât materiale cât și umane, pot fi dirijate înspre, într-adevăr, a ridica comuna la nivelul la care trebuie să fie corespunzător posibilităților, capacităților și resurselor pe care le are, poziției și recunoașterii ei în județul Satu Mare și nu numai. Așa că doresc mult succes, capacitate, putere de muncă, înțelepciune multă în a realiza toate acestea. Felicitări! Cu permisiunea dumneavoastră o să spun și eu două, trei vorbe și după aceea, bineînțeles, va încheia domnul primar Daniel Codre. Dragi consilieri, astăzi ați depus un jurământ. Vă rog foarte mult ca să nu uitați jurământul rostit astăzi. Să-l simțiți în fiecare zi în care veți lua decizii sau veți fi obligați să luați decizii pentru binele locuitorilor comunei Vetiș. Vă rog, nu vă mai împărțiți în cete și tabere. De astăzi înainte sunteți alături de primar cu toții și construiți proiecte, gândiți proiecte, creionați-le, promovați-le, vorbiți aceeași limbă. Chiar dacă există, e normal să existe și păreri diferite, dar analizați-le de așa manieră încât cele mai bune să, pentru binele locuitorilor Vetiș, să fie promovate și susținute. Asta e rugămintea mea. Și nu aveți, vă rog, partipriuri. Singurul partipriu al dumneavoastră este binele locuitorilor comunei Vetiș. Asta este rugămintea și gândiți-vă la aceasta. În altă ordine de idei, domnului primar Daniel, sigur nu este nou în administrație, dar de astăzi, înainte din acest moment, este reprezentantul statului român în comuna Vetiș. Este investit cu exercițiul autorității de stat. Este ordonator principal de credite. Din acest moment răspunde de fiecare leu al bugetului local al comunei Vetiș. Trebuie să-l direcționeze doar spre binele locuitorilor comunei Vetiș. Este președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență. Împreună cu colegii din comitet trebuie să gândească strategii de
protejare a locuitorilor și a teritoriului Comunei Vetiș pe termen mediu și lung. În alte ordine de idei este președintele Comisiei pentru aplicarea legilor fondului funciar. Împreună cu membrii Comisiei Legilor Fondului Funciar trebuie să respecte întocmai legile și să le pună în aplicare fără niciun fel de alte piedici. Dani, nu trebuie să spun mai multe. Felicitări tuturor, felicităm Consiliul Local, felicităm domnul primar și vreau să mai spun asta că instituția prefectului, prin persoana subsemnatului, are porțile și ușile deschise tot timpul pentru sprijinul locuitorilor Comunei Vetiș și pentru obținerea autorizațiilor, pentru obținerea vizelor de legalitate, tot ce vine din, și ce veți hotărâi dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult succes! Da. Și acum, bineînțeles că cea mai importantă persoană din ziua de astăzi este domnul primar și îl rugăm să ne adreseze câteva vorbe. Domnule prefect, domnule președinte, dragi colegi, atât de la Satul Mare cât și din Consiliul Local, stimați invitați. Să-mi scuzați emoțiile, am crezut că o să le depășesc, dar asta este. Trăim un moment important și emoționant în viața comunității din Vetiș. Înainte de a vă exprima din gândurile mele, câteva din gândurile mele, vreau să-i mulțumesc domnului primar Iulie Leș pentru colaborare, pentru cei 8 ani în care am colaborat, zic eu, deosebit și cred că din punctul ăsta de vedere suntem un exemplu pentru multe alte comune, chiar și orașe. A fost un exercițiu de democrație, de bun simț și nu este o rușine să recunoști că de la un om care a venit cu experiență foarte mare a avut ce să înveți. Eu recunosc că de la dânsul am avut ce să învăț. Și pentru asta îi mulțumesc. Acum să vă spun câteva din gândurile mele. Experiența mea în viața politică a început în anul 2000, când la 23 de ani am fost ales consilier local. După aceea, o perioadă de 8 ani, am dispărut din viața politică și am apărut în 2012. Din 2012 și până acum am îndeplinit funcția de viceprimar în 3 mandate. Să știți că funcția de viceprimar nu este una ușoară într-o comună cum este Vetișul. Implică multă responsabilitate, bun simț, voință, putere de muncă. Și eu cred că dacă am stat 3 mandate, măcar o parte din problemele cetățenilor le-am rezolvat. Dacă astăzi să vă spun că din punct de vedere profesional trăiesc cel mai frumos moment. Sunt ales primar al comunei Vetiș. O comună Vetiș care este un etalon pentru celelalte comune din toate punctele de vedere financiar, administrativ, profesional. Și vrem să rămânem cel puțin la același nivel ca și până acum, pentru că ne obligă, situația ne obligă. În campania mea electorală m-am bazat pe niște proiecte pe care vi le-am împărtășit și dumneavoastră și acele proiecte sper să le ducem la bun sfârșit. Mare parte dintre ele, cu ajutorul domnului președinte, cu ajutorul nostru, cu ajutorul fondurilor europene, vom încerca să mergem mai, să le ducem la bun sfârșit. Vreau să mulțumesc și consilierilor locali de dinainte, cu foștilor mei colegi, consilieri locali, care au fost niște oameni extraordinari de buni și de onești. Vreau să îi asigur și pe consilierii actuali de tot sprijinul meu și ce vreau să le transmit că este faptul că munca în echipă aduce rezultate și sper că, la fel cum am contribuit sau colaborat în ultimii 8 ani, să colaborăm și de acum înainte. Și da, ce a spus domnul președinte Mircea Govor, e faptul că la noi aici în Vetiș există o tradiție. Fiecare comunitate, indiferent că ea e românească sau maghiară sau de altă naționalitate, dar mai mult cele două, o să fie reprezentată în conducere. Așa că, din partea noastră, din partea PSD, noi vom susține un candidat la funcția de viceprimar din partea UDMR.
Mă bucur că ați venit într-un număr așa de mare. Înseamnă că noi, Comuna Vetiș, contăm atât pentru dumneavoastră cei din afară, cât și pentru comunitatea prezintă interes, cât și pentru comunitatea din Vetiș. Ce pot să vă spun este că, indiferent de naționalitate, de religie și de orice altce tip, eu voi fi un primar al tuturor, iar la mine ușa va fi deschisă non-stop. Orice problemă se va ivi, dacă va ține de mine sau cu ceea ce voi putea să ajut, 100% că voi ajuta. Ca să ne înțelegem, să nu mai existe discuții și așa mai departe. Nu. Sunt ales primar al Comunei Vetiș. Reprezint cetățenii Comunei Vetiș. Nu a unei comuni sau nu. Vă mulțumesc mult. Iar acum să închei într-un mod mai frumos. Ce pot să vă spun, domnilor? Am primarul meu. Domnilor, sunt primar al Comunei Vetiș. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, ședința noastră festivă s-a terminat. Vă doresc numai bine, domnilor.